poliția locală, sectorul 1, e pusă pe treabă. Aplică amenzi celor parcați ilegal, neregulamentar. Toată lumea are câte un răvaș de la poliție. Probabil s-au plâns șoferii de autobuz pe ruta 178, că nu prea încap pe aici, strada asta. Da, la limită. La limită. Milimetru. Pe mașina s-au vândit. Cate o mașină ca a mea, mai mult nu trebuie. Cel cu numere britanice a încățat, o amendă la el acasă. Cel mai probabil e românaș, româncuță. Probabil în Marea Britanie nu parchează așa. Dar aici poate. Mă las. Mașina spre... Mersi. Dar eu nu prea aveam de gând, eu doar monitorizam procesul. Felicitări de la primărie sau ce e asta? Să trăiți. Bună ziua. Am primit o sesizare aici, i-a blocat dânsul acolo parcarea exact unde suntem noi, că de-aia am lăsat drumul la rampă și blochează și autobuzul aici, că abia trec. Și astea ce, deja amenzi sau doar... Asta e o comunicare, o înștiințare să prezinte la noi, la sediu, pentru... Deci amendă se scrie acolo. Da. Cu poză și cu tot așa. Cu tot, da. Cu indicator făcută, că nu are voie. Mulțumesc. Mai sunt cetățenii reciprocați, dar ce să înțeleg că parcarea, da? Asta e, să mai treacă la biciclete, la trotinete. Cât e amenda pentru așa faptă? E 725, maximul și 15 zile. Mulțumesc! Bine, să trăiți! Oh, chiar și aici! Sub semnul care interzice. Serie Zen. Halal Zen.